Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod în care discutăm despre dividendele care ar putea fi distribuite în anul 2023. Avem deja publicate rezultatele financiare pentru majoritatea companiilor importante listate la Bursa de Valori București și pe baza acestor rezultate am făcut câteva calcule estimative privind dividendele care ar urma să fie distribuite anul viitor și avem câteva surprize pentru că avem în continuare companii care ar putea plăti anul viitor dividende cu randamente de peste 10%. Țin să menționez încă de la bun început că sunt doar niște calcule estimative, valorile reale ale dividendelor vor fi anunțate în primăvara anului viitor. Așadar, tratați toate aceste informații din acest video ca pur informative, nu vin cu nicio garanție că anul viitor Vom vedea aceste dividende, pe care le-am estimat eu în acest material video. Sunt doar niște calcule estimative. Pentru că nu vreau să lungesc mai mult acest video, pentru că mi-ați scris în comentarii că vorbesc prea mult și degeaba, haideți să trecem la materialul pe care vi l-am pregătit: calculele legate de dividendele estimate pentru anul viitor, și câteva comentarii referitoare la aceste dividende estimative. Pe prima pagină am pregătit dividendele estimate pentru companiile care fac parte din indicele BET. Am început începem cu Banca Transilvania care ar putea plăti anul viitor un dividend de 1,27 lei pe acțiune cu un randament brut, randament brut, încă o dată, de 6,4%. În cazul băncilor, avem dividende, avem BRD și Banca Transilvania cu randamente de 7,5 respectiv 6,4% rate de distribuție de 50, respectiv 40%. Aici, în cazul băncilor, trebuie menționat și faptul că BNR a venit cu o recomandare în cazul băncilor să aibă grijă cât la sută din profit distribuie anul viitor și să-și majoreze rezervele pentru a fi pregătite pentru o eventuale recesiune sau o frânare a economiei în anul 2023. Așadar, în cazul băncilor, aceste dividende sunt cu semnul întrebării. Am încercat să fiu cât mai conservator în estimările pe care le-am făcut. După care, în cazul fondului proprietatea ar putea, am putea avea anul viitor un dividend consistent, pentru că s-a aprobat listarea hidroelectrică strict la bursa de valori București și distribuția unui dividend imediat după listare. Așadar, aici dimensiunea dividendului sau valoarea dividendului depinde foarte mult de dimensiunea pachetului pus la vânzare de fondul proprietatea în cazul listării hidroelectrica, dar se pare că vom avea un dividend destul de consistent. La în cazul MV Petrom am estimat o creștere a dividendului cu 10%, așa cum s-a angajat compania. Randamentul dividendului brut este de 8,1%, dar OMV Petrom ar putea veni anul viitor cu încă un dividend special, pentru că în această perioadă, cu un preț al petrolului care se menține peste 90 de dolari barilul în continuare, OMV Petrom generează foarte mult cash pe care îl poate distribui ca dividende și nu este exclus ca OMV Petrom să vină cu o surpriză plăcută, așa cum a venit și în acest an, cu un dividend special. Așadar, este doar ce vedeți aici, doar dividendul de bază. La, în cazul RomGaz, dacă mergem pe o rată de distribuție de 73% cât a distribuit compania în acest an, avem un randament al dividendului de aproape 15%. În cazul Nuclear Electrica, am estimat o rată de distribuție de 58%, ca și în acest an, un randament al dividendului de peste 11%. Deci aici vă spuneam de dividende cu randamente de peste 10%, am putea avea în continuare. Ambele companii au generat în acest an un profit foarte bun și statul cel mai probabil abia așteaptă să mai primească niște bani din aceste profituri foarte, foarte consistente. În cazul Transport Trade am estimat o rată de distribuție de 55% doar pe rezultatul individual, așa cum am avut în acest an, randament de 6,6%, urcari Merge în continuare pe o rată de distribuție de 50%, randament de aproape 7%, Aquila, la rată de distribuție 40%, așa cum și-a asumat în prospectul de listare un randament de 5,3%, la transgaz am estimat o rată de distribuție de 58% și un randament de 6,6. În cazul complet am mers pe o rată de distribuție mai mare, așa cum a avut compania în acest an un randament brut de 9,8%, nu erau. rău. Transilvania Broker, în continuare, dividende cu randamente de peste 9%, spre 10%. La Alumil trecem la companiile de o dimensiune mai mică, mică spre medie. Transilvania Broker, Alumil, cu, în continuare cu un randament al dividendului de peste 10%. E o companie care a raportat rezultate financiare destul de bune și în fiecare an, distribuie randamente de peste 10%. La Cipex, o companie recent listată, un randament modest de 3,2%. AGES, o rată de distribuție de 43%, ar asigura un dividend cu un randament destul de consistent de peste 9%, dar, din păcate, este o companie destul de slab lichidă. Cu toate că anul acesta ar aporta niște rezultate mai bune față de perioada similară anului trecut. La Biofarm, Randamentul rămâne în continuare modest, 4,7%. Erste Bank este, o, este singura bancă care deja a anunțat dividendul pentru anul viitor, propunerea de dividend, 1,9 euro, adică vreo 9,4 lei pe acțiune, randament de 6,6%. SafeTech, dacă și-ar atinge bugetul. Ar putea distribui un dividend cu randament de 3,3%. Este o companie de tip growth, aici nu putem avea pretenții de dividende foarte mari. Arctic Stream, o companie care a anunțat rezultate financiare bune, ar putea distribui anul viitor un dividend cu randament de 6%. Așadar, acestea sunt estimările de dividend. În continuare țin să subliniez că sunt doar niște estimări și nu reprezintă uh, dividendele reale pe care le vom vedea anul viitor. Totul ține și de trimestru 4, în care multe companii ar putea veni cu surprize. Vedeți rezultatele raportate de companiile de utilități, mă refer aici Transelectrica și Electrica, care au venit cu niște profituri uriașe. Mi-e greu să estimez aici cam ce dividende ar putea distribui anul viitor și am putea avea și în trimestrul 4 parte de niște surprize Așadar, fiți atenți la rezultatele financiare și la comunicatele companiilor. Până data viitoare, mă doresc investiții cât mai profitabile.